Nu e asta, nu e Nu e asta. asta? E doar asta de... Direct. Bună seara, bună seara. Salut, colegul! Nu-s coleg, aștept să mă angajez și eu acum. Ah, ok. Și ți-a zis cineva să aștepți aici sau? Da. Ah, ok, super. Cum te cheamă? Parchet Andrei. Poftim? Parchet Andrei. Încântat de cunoștință, Alex. Salut, salut. Sper să-ți placă pe aici. Sper să ne înțelegem, da. Da, ne ajută. Bună seara! Te mă și respect. Mamă. Pușcărie scrie pe mine. Dar nu, papagalii noștri nu au nevoie de îngrijitor. Suferi. Ce-i pățit, tată? Cu ce vrei? Cu ce așam? Vin și o să mă angajez. Da, avem femeie de servicii. Mulțumesc frumos, nu pentru asta. Dar? Să lucrez și eu pe tine, să mă angajez. Ma. Pe câți ani ai, tate? 23. Vă dau buletinul, nu fai. Nu știu ce să zic. Stai să întreb pe nepoții ăștia mei. Dominic, vină o secundă, te rog frumos, la recepție. Vorbesc cu nepoții, că mi-e cam teamă că faci prostii pe oraș și mă duc la pușcărie în locul tău. Nu fac nicio prostie, domnule. Vă-s cu prietenul ăsta meu, Matiom. Tate, ce facem cu copilul ăsta? Și pe mine mă depășește, ia și tu și vorbește cu el, că e micuț, să-i dăm camion pe mână. Mă pricep, am mai condus. Tu ce zici? Castelanu-i plecat. Adică... Castelanu? Are băiat de treabă, ok, să-i dăm o șansă așa să vedem cum să catilicar așa cum... Merit, oricare o șansă, dai seama. Ia vină ăsta micu după mine, vină cu acât, o să stau eu cu ochii pe tine, te testez. Vă promit că nu vă demază să mă duc. Hai, bine, vină cu acea, vină cu acea, mâncați așa. Să face ceva astăzi aici sau? Poftiu? Zic să face ceva astăzi aici sau? Să mergem la restaurant, că e ziua lui Măduț. Și trebuie să mă schimb cumva? Trebuie pe eu. Te îmbraci ca noi. Ai putea să vii să mi arăți rafturile dacă Se duce cineva, o să se ducă un băiat cu începătorii, dacă e o mașină, te ții după ei. Sigur, o mașină? Numai, da, numai am un Logan, adică dacă iau o mașină mai puternică, na. Vorbești cu el să meargă mai încet. Ok, și cu unde mă pot întâlni? O să aibă un lanț de aur la gât. Super, și pe unde mă pot întâlni cu băiatul? E în spate, adică vină că e aici. Ok. La... E aici, în birou. E ziua la cineva astăzi? Poftim? Trebuie să-mi iubesc aproape de ca pe mine însumi. Bună seara. Nu este mai mare poruncă ca aceasta. Gata, bun, ți-ai depus jurământ. Ai grijă ce faci, că nepoții mei stau cu ochii pe tine. Nici pe asta nu mai am brațe, Dominic. A luat pe mine măcar. Nu, stai o secundă. Cum e porecla ta? About V2. About V2. Cred că e ziua la cineva. Am băgat dosarul. O perioadă o să te ținem în probă, o să ai salariul relativ mic, dar o să-ți faci treaba. Da. Noi avem și ceva contracte, dacă participi și tu la ele o să vei avea și niște bonusuri din partea uncheașului. Uite, poți să mergi acolo la dulapuri și să-ți iei ținuta de muncă. Îmbracă-te în ținuta de muncă, acolo la dulapuri. Acum aveți. Suntem aici, mă, 2, 4, 6, 8. E bun. Aia zic, e foarte bine. Ăsta în albastru cine mai este?
Sunt deja. E proiectul meu. Păi și de ce nu ți-ți au ținut de serviciu? Schimbă teștiul. Dar sunteți liniștiți astăzi? Ce-i cu liniștea asta? De ce sunteți așa bătuți? S-a întâmplat ceva în lipsa mea pe aici, pe la birou? Dominic? Nu, nu, nu. Totul e ok. E, tu ai fost stat aici, tu, nu? Da, cu toată după masă. Păi da, asta că voi sunteți puterea mea. Dacă voi nu sunt eu, voi tăiați ce spânzurați aici. Să fie bine. Bine că nu fac probleme, că noi avem copii, avem copii buni, avem angajați buni. Bun. Cine e de acord să mergem să facem o surpriză lui mezinul familiei lui Mădălin? Mergem toți, nu? Trece două picioare în sus. Deci mezinul familiei noastre este șofer la noi în firmă, pentru cei care nu știu, pentru noi veniți. Yeah. E ziua lui de naștere, i-am dat liber azi. Aseară a tras nebunul, ca un copil nebun a tras, a luat de pe bursă vreo 4 curse, a avut 4 descărcări, rup de oboseală. Dar o să-l sun și o să mergem cu japca peste el și să-i facem o surpriză, îl ducem la restaurant, îi facem o masă, îi plătit, o să plătesc eu tot. Dedicațiile, ușor cu dedicațiile, pentru că sunt foarte scumpe. DJ-ul o să-l împăcăm separat. Deci mergeți cu toții, da? Și cine vrea să meargă să-și ia ținuta de a noastră a familiei? Păi, vreau eu și eu. Și cum se noptează? Deci aveți tot ținuta familiei, vișinie? Tu de ce ești mai eu? Da, eu nu. Nu. Eu trebuie să mă... Da, schimb. Prezint băiatul ăla, că-i duce pe toți. Da, bă, să... Cine îi duce pe toți băieții la croitor și le dea măsurile? Hai, ai mașină cu 4 locuri? Da, da. Bun, hai tata, iei pe toți care nu au ținută și da, deci să vă salvați, să o aveți în gardă. Trebuie, vă spune, trebuie să-mi cumpăr și stație, nu? Stație primiți de la noi. Dar nu că pe toți altru mașină, da? Da. Parcă mergem noi cu... Mare cineva încă o mașină? Am eu. Mai am eu cu băiatul ăsta, mergem noi doi. Într-un, o parchez eu pe a mea și mergem cu a ta. Bă, mă, dar suntem 5. Da, apoi asta am zis că o să mai avem mașini. Hai, două mașini, dacă nu. Două mașini. Ce fum? Hai, la asta, bă. Asta e a ta? Nu, e a mea împrumutat. A. Apropo, a vorbit prietenul meu Andrei cu dumneavoastră. Bă, ați aflat despre el. Vino că o să spice creierul. A vorbit prietenul meu Andrei cu dumneavoastră, ați aflat despre el? Nu. A zis un coleg că o să povestească mai sus, în fine. Și-a cerut vă două zile libere de orice trebuie să meargă aici în Los Santos la medicul de familie. Că, na, își face un pic de terapie, dacă mă înțelegeți. O zi, două, cam așa, na, la el știți bine că fiind bolnav, va trebui să... Da. A vorbit cu mai mulți colegi, am vorbit și eu, dar văd că nu s-a transmis un pic mai sus. Mulțumesc frumos pentru înțelegerea. Nu ai probleme. Bă, dar așa e bolnav din naștere sau? Da. Sunteți frați gemeni? Nu. Că, cum să zic, dintr-o altă mamă, l-am cunoscut odată în Los Santos. Și, na. Dar mai are frași, surori? Da. Și tot așa? Nu mai el. Well, eu. Da, m-am interesat. Depinde cum te lasă Dumnezeu. Da, la exact. Naștere a povestit că i s-a blocat cordonul ăla de gât și... Da. Aoleu! Da, vai, doctorul nu a... Crede-mă că am plâns de foarte multe ori. De-aia l-am luat după mine de oriunde m-am dus. E un băiat de notă 1000. Bravo, băi, coboră de pierd. Hai să-mi iegăm. Așa, uai. Zi. Tata, sunteți pe fază? Da. Exact. Ne dai de la brațe până jos. La brațe, 100. Da. La tricou, 121. 1, așa. La jachetă 143 cu 0. 143 cu? 0. Cu 0. Ok. Așa. Vestă. La pantalon 53 cu 0.
și la încălțăminte 44 cu 0. Ce vreți, ce vreți voi. Ok. Care n-aveți stație, să mă duc să vă iau stație? Eu am. Doi suntem. Eu am deja de mult timp. Deci două stații, da? Chiar nu știu. Sigur două stații, uitați-vă în buzunar, vedeți, aveți stații sau nu? Eu am. Deci două vă aduc, da? Da. Da. Hai, așteptați-mă aici cu modul vizare. Aveți nevoie de mâncare sau ceva? Nu. Păi mergeți și cumpărați-vă de cel puțin vreo 10 sticle sau așa mai departe. Acum o puneți voi într-o geantă ca să, na. Am nevoie. Păi și mie, trebuie să iau și pălărie nouă. Nu zice de pălărie nimic, nu? Da, e albască, ei? Păi pantalonii sunt roșii. Păi un pic cam, na. Trebuie să avem bluza asta roșesc cumva sau? Da, bluza trebuie roșie, cu 1 la trebuie. Super. La tricou 121 cu 1. E bine cum sunt eu. E bine. Veniți la mine în față, aici cine n-ar stați. Așa pe roșu trebuie să fim. Pe ce stație intrăm? Care sunteți? Nu... Mă duc în mașină. Haideți, deci mie una. Da, nu, mie nu-mi da, că cine nu are numai. Dacă nu aveți stație, mergeți la el, mă. Avem. Eu am. Super. Să ne dăm după aia numerele de telefon ca să ne cunoaștem între noi. Pe ce frecvență? Nu știu, așteaptă un pic. Pe stația. Dacă merge. 69. Ok. Pe 69 sunt, da? Probă de stație, mă, de cineva? Da. Test. Mulțumesc frumos. Stația 69, bă. Da, nu știu. Am auzit? Da, eu am stația, da. Avem toți, da? Avem toți, da. Du-te, șefule, pe partea cealaltă. Da, ia în fire. Să pună cineva pe GPS. Tot acolo înapoi? Da. Ah, s-a mișcat colegul, s-a vântit un pic mai repede. Ți-am pus acum frumos. Puneți-vă centurile. Poftim? Să vă puneți centurile. Cineva care merge cu mine, da. Sau aveți sos mașini? Aveți sos, da? Hai că vin și eu cu tine. Acum venim. Dacă aveți mașini, mergeți cu toate mașinile. Acum unchiule ajunge. Dacă familia vișineștilor nu sunt muritori de fapt. Le-am luat la băieți și stați. Foarte bine. Acum ajungem. Am întrebat pe colegii legătură cu bapul mâncare și de asta auzi că toată lumea are, adică... Da, să nu ne trezim pe acolo că mai are și cineva, că mă înțelegeți. Mai am eu și de rezervă cine dorește. Da, și eu am, nu-i problema. De-aia întreb, știi? Am lăsat într-o mașină, na. De mâncare, să fie băutură, ei, să fie genul, ei, asta e mai important. Da, desigur. Dacă îmi permiți șeful, cam cât să ne împlinește, domnule? Mă, nu știu ce zic. Chiar nu știu. E nou, nu e ca să ne știm așa bine. Da. Uu, ce frumoasă mașină. În ce mașină ne urcăm? Urcă-te pe Vișinescu, mașinile mele. Mai are cineva loc și pentru mine? Pe mai aveți loc la Vișinescu. Dar nu aveți mașini? Voi nu aveți mașini? Mai sunt două locuri în Metzan. Haide mă, ieșiți cu mașinile voastre, să arătăm că nu suntem sărași și mergem cu taxiul. Dacă să mutați mașina, că acolo e garajul. Să scot eu? Scoate-ți părând. Așa, haide. Să vină pe părți, că așa scot eu după aia, ok? Scoate. Mamă, ce fain arată mașina. Ia... Hai, șuteți, hai că scoate. Veniți aici sub farul ăsta, sub luminile astea, că aici e întuneric, bezi. Nu știu, nu vă mai văd, nu știu care sunt mașinile voastre. Mai e loc aici.
A, are loc cum, dar nu știu ce. Mamă, dar v-ați luat toți din sal? E LG. Mi-am luat eu, v-ați luat toți? Păi da. Cam ce preț are? Închide mă și tu portiera aia, că nu știu cum e, nu pot. Mai e cineva pe oraș? Din băieți? Eu picat orașul la unul mai înainte acum. Mi-a picat orașul, a picat creierul, bro. Da, deci ca idee, mergem acum după 15 minute, chiar îmi pare rău, n-am apucat să fac niciun pic de roleplay. Adică pe roleplay, să vă explic. E ziua la cineva, lumea. Cred că ați priceput-o. Ei, și voi... Cum deschid și eu meniul ăla de la mașină? Ori dai un buton în stânga, unul în dreapta. În primul e alt și al doilea din dreapta e F4. Apasă pe amândouă, în costică. E ziua la cineva acum și... E acolo un buton J. Da, mă, da. Văd că numai băieții de la ei ies, adică... A, am venit pe unul care nu s-a îmbrăcat chiar deloc, efectiv. Na, în fine. Asta e. Nu e nicio problemă. Nu știu cât o să fie episodul ăsta, ca idee, așa că nu uitați de butonul de like și subscribe. E ziua la cineva și... Acum mergem pe nou server să vedem cum... Poți să fie cu copyright, îmi asum, desigur, nu e nicio problemă. Ce sunt ăștia, mă, o să duc nebunește, au ce acolo. Pă las-mă și voi mașinile astea, trei varvou, că... Pe ce vrei să vin, frate, cu Dacia? Adică cu Logan? Totuși. Suntem puțini astăzi la muncă, ce se întâmplă? Stai că mai sunt plecați, dintre ei. Prin oraș se schimbă. Să mai dus, l-a schimbat. Mai dă-le tu, Cațelul, prin stație, că până văd că nu mă bag în seamă. Sunt răgușit, probabil. Îți spune să vină, ne găsești în față la firmă. Mai în față, sub Macarale, ne găsești. Suntem aici. Care a rămas, care e prin curs sau care să se schimbe, ne găsiți aici, în față la Macarale. Over. Bagă tata afară, băgați, nu mai fumați în birou acolo, că avem oricum 20% cine l-am prins. Să ții cont, tata, să consemnezi acolo la plată, la salarii. Trebuia efectiv să mă îmbărăresc, dar... Din băieți. Na. Să fumezi în birou. Mai sunt și detectoare de fum. Dominic, mă recepționez? Pornea și alarma. Cât mai aveți? Dar unde-i măduțul? Că nu-l văd. Da. Ok. Nu știu cam cât costă mașina asta, că sincer mi-aș lua-o Nissan GT-R-ul. Adică dacă și-o lua băieții și eu clar că m-aș lua, dar nu știu cum. Ok, am încercat la showroom, am cumpărat fix după live-ul pe care l-am făcut și după episodul ăla pe server. Am încercat să mă duc la showroom, dar nu am găsit nimic, efectiv nimic, adică chiar nimic. WhatsApp-ul văd că sună continuu. Da. În fine. O să stăm un pic mai mult. Dacă o să stăm foarte mult pe aici, o să încep să editez, desigur. Adică o să vă pun cum ar fi când mergem încolo. Acum, da. Mamă, câte am, adică... Destul de multe. By the way, dacă ați intrat nou pe server și vedeți acolo cu aia cu creierul, că acum n-am pornit web, n-am pornit nimic, va trebui să mergeți la, cum zice, la spital, să spuneți că vă crescă o tensiune, etc. Să faceți roleplay pe baza asta. După aia, dacă nu, să vă cumpărați un pachet de țigări și l-ați început să le aprindeți. Cam asta ar fi toată ideea. Ca să vă scadă. Da, nu știu ce, nu știu cam cât stăm pe aici, dar ok. Oricum, frumoasă mașină, bani mulți. Bine, băieți, mai mult ca să vă joacă de ceva timp și, na, clar că își permit. Așa că, da. O să vă și eu la o chestie.
Nu vreau să zic deocamdată. Numai să fac și o mică treabă. Am făcut un mic screenshot la o conversație. Așa mai departe. Să vedem. Bine, nu contează, dar da, într-un fel vedem și noi, să spun așa, toată treaba. Foarte fain audio. Nu are nici culoare. Da, ce bine, mă glumesc. Asta e helipad. Acolo sunt niște case, din câte am înțeles. Bine că acolo pe cai o văd. Nu știu, mă, nu pot să înțeleg efectiv de ce o scos Islam Beach Party. Nu pot să înțeleg de ce a scos mapping de la ăsta, de la GTA la GTA, de la GTA 5 pentru Caio. Adică dar înțeles să prea mult lag, nu știu care toată e faza cu el, adică na. Păcate, trebuie să mai stăm. Nu știu ce a spus șeful acolo, nu o să mă dau, normal ar trebui să mă dau jos, dar dacă o să mă dau jos, să mă pune să vin cu mașina mea și atunci, da. Eu am un Logan, închiriat. Am înțeles, vorbește mai încet, dracu, că te aude. Nu zic nu, dar pe lângă mașinile astea, uite-te cum arată, efectiv mi se... Să știi? Uf. Mai știi care e da. Turnător de pe aici? Ce dată? Zic, mai știi care e turnător de pe aici? Ia auzi. Despre ce se vorbește? Ia că au venit. Bă, tu mi-au luat... Au, ce drifturi fac ăștia mici. Bă, ăsta, mă. Așa arată cam la muncă. Dar ăsta pleacă, cine e ăsta, mă? Pleacă la muncă sau ce face? Bă, care ești care pleci la muncă? Mamă, am băgat în firmă numai nebuni, mă. Să știi. Care e? Eu când a spus iubește-ți aproapele, el ar trebui să înțeleagă că aproapele lui poate să fie și Mădălin, mezinul familiei. Ia mai hai să mergem și noi. Cum mă caută? Ia să facem și noi un mică. Gata, te-ai echipat, mamă, ce poză. Da, arăți bine. Fața și corpul te strică, restul arăți perfect. Perfect, acum o să avem din ce alege. Nu știu de ce mi se vede așa roșu. Ce se petrece, draga mea? Sacul pe cap și Doamne ajută. Unchiule, tată, unchiule. Nu mai spune Găbulescu că dacă sunt microfoane. Gata, bre, l-am adus. Să știe lume. Mă iertați, unchiule. Hai, mă, spune. Suntem toate aici? Toate. Tatăl, nu te știu și te schimbă dacă ai... Bun, mergeți în ce, da? Mergem prin oraș să dăm zbor care vine să dea o fac cinste. Să facem un șpriț, poate mai vine cineva? La petrecere sau mergem doar noi, familia noastră, Dominic? Cum vreți. Dar ăsta micul nu se schimbă? Pentru el nu e valabil, iubește-ți aproape? Bă, într-un fel, na. Nu știa că e zi liberă azi. Nu știam că e zi liberă. Până acum nu o să editez nimic. Eu cu treaba. Păi da, tată, dar e ziua lui Mădălin, mezinul familiei noastre. Și mergem să bem și noi șpiță. Am zis că lăsăm azi zi liberă pentru toată lumea. Ce fac? N-ai ținut avișineștilor? Nu. Rasă, nu știu, să mai să termine cursa dacă tot și-o luat-o și... Vine el după la restaurant. Vine el la restaurant. Da, știi unde e restaurantul? Da. E, găsești. Bun, el. Bun, păi trebuie scursa și pe urmă vii acolo la restaurant, găsești acolo. Hai să merg. Hai să merg. Hai, toată lumea pe cai. Pe cai eu merg. Pe cai că se filmează. Mergeți în coloană și încet, băieți, da? Pula mea, da. Mergi într-alta. De la stânga la dreapta. Stai dracu să urcă. Haide, ce nu rămân ultimul. Hai Dominic. Da, domnul face. Mi-a pus caracterul să nu mai colo și l-a băgat în altă parte. Da. Da, arată destul de bine, nu? Aici e posibil să pun un pic de muzică. Vedem. În timpul editingului. Păi da, avem toți loc de parcare la restaurant?
Chiar de nu ție. Băi, mergem la hotel prima dată, să-l căutăm pe ăla micu. M-ați auzit? Dominicule, auzi? Duceți-vă înainte. Aia, că rămân fără benzină. Duceți-vă înainte. Duceți-vă înainte. Alo? M-ai strigat? Ăsta cu audio negru din spatele meu, du-te înainte. Să fim, noi o să fim ultimii. Ducem toată lumea la hotel să-l luăm pe Măduțu. Să-l sculăm de somn, că nu știe nici că e surpriză. Dă-i înainte, dă-i înainte. Eu dau talpă că nu mai am benzină. Dă-i înaintea mea, bre. Lasă mașina aici și urcă la mine. Lasă mașina aici și urcă la mine. Înainte că o să fiu ultima mașină eu. Lasă mașina aici, tata, închide-o și urcă la mine. Contrasens. Cred că e băiatul ăla mic. Care-i rămas fără benzină, mă? Am rămas fără benzină, bre, înainte. E unul aici, mă. Înțeles. Hai să mergem să alimentăm. Cred, dar unii au luat-o pe contrasens, n-au stat în linie. Ușor să venim și noi. Cea mai amuzantă fază, adică... Da-i în față, Mădăruț, mă. Ne-am dus și noi un pic înainte ca să alimentăm. Știi că mergem undeva, dar tu nu... Tu ne vedem toți la hotel în față. Deci eu răscurosc o să faci un rol pe aici. Ai, frate, că parcă și contează unde alimentezi, serios. Nu, 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 am zis să ia duc la eu. Ce are, mă? What the fuck, că la tu te da, aduce da, găseu. Da, stai, mă, părul ne-a legeu. E bună fază. Să vină un NPC, adică, na. Vede că spawnează aici în spate, vine după aia. E ok. Deci da. Până acum, serverul nota 10. Da, să fie cât mai mult. Mă stai că acum... Și asta e goală. Nu mi-am văzut când am plecat de aici, adică... Să le umplu, de la drept. Na, nu știu, nici un mic cavar unde mergem, de jur. Ok. Hai că vedem pe coloană, să zic așa. Hai, în continuare. Era filmeze 28 de minute, adică da. Aici ar fi hotelul. Și aici e un Maserati, parcă. Din câte văd. Mașina în parcare, să pot să bag în buzunar. Da, da, venim cu ea. Bun, la ce apartament este Mădălin? La 405 unchiule, parcă. Păi, cum te-l găsim de pe ăsta mic? E matchbox-ul meu, om, mă joc, îl bag, îl scot. Aveți cineva un număr de telefon al lui Mădălin? Nu aveți. Ma. Cum îl găsim pe ăsta mic, mă? Dar nu vă facă că m-am schimbat degeaba și m-ai spălat și fundulețul. Azi. Ceea ce nu trebuie. Cum îl găsim pe ăsta mic? Eu nu știu la ce apartament este ăsta. Batonat toate ușile. Avem o problemă. Nu-l găsim pe Mădălin. Mădălin, ești pe stație, ne auzi? Lasă, pe stație. Lasă, dă tu că mereu noi și facem zoală fără el. Cum să... Cum să facem zoală? Și spunem numai cum a fost. Păi a luat o zi, toată firma a luat o zi de pauză
s-a pierdut atâția bani pentru ce? Ca să ne facem noi ziua. Urmează să facem noi și noi un șpriț. Dar momentan trebuie să-l aniversăm pe ăla micu. Draga mea. Să n-am la toate. Noi suntem mai rușinoși. Nu poți să intri, nu poți să intri în hotel și să bazi în ușă și să vezi dacă e mădălit acolo. E unul mic cu țele mari, rujat și chel în cap. Ia vezi, poate îl găsești pe ăla micu. Că la mare știu sigur că l-ai găsit până acum. De la mare ai avut parte. Pe la micul nu l-ai avut parte nici. Selano, tu ai organizat? Ai organizat, ai fost la restaurant acolo, ai închiriat restaurantul? Acolo, Căselano. Unde e Căselano? Acum vine. La mașină. Hai nepoate, tată, hai. Hai că am fost să fac plină, m-a oprit poliția. Ai, deci totul e ok, da? Ai făcut plata tot la restaurant, tot, da? Ai închiriat tot? Da, da. Ai făcut mezamplasul tot, la mese, tot, e ok. Încă te-am auzit, cred că da, acum nu știu. Nu știu ce să zic. Plata a rămas să faceți dumneavoastră, că dumneavoastră a zis că faceți 500. Păi da, tata, da, am zis să organizăm acolo, să închiriem tot. Dar ei este închiriat, că am dat și eu telefon dimineață, mi s-a confirmat, nu-i problemă. Uite asta mică mă pun de umblă, asta i-am zis să caute prin camere de hotel și ea umblă pe acoperiș. Da. Ia vină cu acea fetiță. Ce s-a întâmplat? L-ai găsit pe la micu? Da, l-am găsit pe la mare, nu doar pe la micu. Mamă, mă simt rușinat. Mădălin, ești pe stație, ne auzi? Recepție, Mădălin. N-ai că i-am dat liber asmă să vezi care stația închisă să nu ne aude. Bă, dar altfel n-avem că să aflăm numărul lui. Cum facem rost de numărul lui, asta e problema. Păi dacă a zis că l-a găsit, nu... Mergem la evidența populației să vedem, să întrebăm la primărie. Uite că a venit poliția. Poliția. Ok, mai bine, că-l căutăm să ne dea numărul lui telefon, că pentru că l-are în bază de date. Vă sau domnul ofițer. Trăiți. Bar de nimic, ce negri. Ce mi se pare că sunt? Și toți proprietarii la toate mașinile să-mi prezinte documentele cât o amendă pentru parcare ilegală. Hai. Dar nu e parcare, domnule, domn polițist. Păi nu e parcare, noi suntem aici. Păi spuse pe avarii, domnule. Păi suntem în fața hotelului nostru, cum? Păi și pe trotuar, domnule. Staționare. Domnul polițist, este oprire, staționare e când părăsim autovehicul și plecăm. Oprire, staționare, astea două sunt staționate, pe carosabil sau sunt oprite și toate astea sunt oprite pe trotuar. Pietonii, mamele cu copiii care ies din spital cu căruți, cu copiii n-au pe unde să treacă. Bun. Eu mă așteptam la dumneavoastră la puțină consiliere și să ne ajutați că avem o problemă. Vă și ajut, după ce parcați mașinile frumos toți în spatele spitalului, aveți o parcare extraordinară. Acolo aveți o parcare subterană, de ce trebuie să stea mașinile parcate pe trotuar? Dar nu sunt parcate, noi suntem aici, plecăm staționate, oprite. Staționarea se consideră dacă stă mai mult de 15 minute, noi abia am venit. Oprite. De ce sunt mașinile oprite? Păi pentru că nu trebuie neapărat acum pentru să mergem cu ele. Pentru că nu ce? Pe unde trec mamele cu copii, domne? Facem loc, domne. Pe supon. Cum le faceți loc? Pe supon. Au pasaj pe dedesubt. Pe trepte. Au pasaj pe dedesubt sau pe sus. Mișto, sau nu înțeleg? Păi nu, dar este loc. Uitați-vă, printre mașini este loc. Uitați-mă. Dar cum să treacă printre mașini, domne? Cum să parcă? Bine, mă băieți, hai. Haide că sunt, nu sunt cooperativ, domnii de la poliție. Haideți să mutăm. Liberați trotuarul doar. Cooperative. Hai să mutăm mașinile, că dumnealui soția probabil la supărat azi noapte. Da, dacă suntem aici, v-am vorbit frumos, că noi trebuie să plecăm la o petrecere. Mașinile nu sunt staționate, sunt oprite. Pe marginea șoselei atunci le-a spus pe trotuar. Ca să nu periclităm siguranța conducătorilor în trafic. Unde le-au venit în mașină. Ok, atunci le scoatem afară, e bine așa? Le scoatem pe marginea. Pe marginea, aici pe avarii toate. Haideți mă să le scoatem. Aprele era bine aici, domnule. Sigur că da. Nu-ți nici petrecere de pe tot. Uite mă, pleacă de lângă mine. Înțelegem că mergeți la o petrecere. Da, dar nu trebuia să veniți la noi cu pistolul în mână. Este un taser, domnule. Este de șoc, dacă nu mai puteai la inimă. Are, dragi, n-am știut, că n-am văzut. Am văzut așa gașcă mare, nu știam ce se întâmplă, am crezut că este cu scandal, cu bătaie. Dacă ca pe tine. Îl punem în buzunar aici, domnule. Vă mulțumesc. Dar m-am speriat de el.
Da, am văzut câte să mă uitați, vedeți ce frumos se văd așa? S-a stricat? Noi mai în regulă trotuar. Bă, da? Care, nu mai pornește, ce frumusețe are domnul. Deci nu crede că... Domnul polițist, păi mașina asta este abandonată de 2 săptămâni aici. Pe asta n-ați văzut-o? Bun, chemăm un medic. Am crezut. O secundă, colegul. Bun, și noi dacă suntem... Ok, noi dacă suntem aici și suntem cooperanți, mașina este 2 săptămâni aici, de câte ore din hotel, o văd aici. Domnule, nu... mai devreme am fost să fac analize și nu era aici, îmi cer scuze. Deci vă spun sincer că a fost de foarte mult timp aici. Deschide un pic ușa mașină. Poate n-am fost eu atent. Dacă eu vă spun, vă arăt camere... Acum cheamă colegul o platformă să vină să o ridice. Mulțumesc frumos. Noi măcar avem mașinile noastre, nu le-am staționat. Deci nu le-am marcat, sunt doar oprite. Moșule, deschide un pic ușa ca să deschide mașina. Da, să văd mașina. Deja am început să mă enervez. Am tot pe trotuar, așa mă, șeful, ce n-ai luat. Am reușit, am reușit. Bună ziua. Nu pe toate, bă. Domnul mecanic aș fi aici un... Păi, dar scoate-o de aici. O scoate, dacă tot încerci. Da. Scoate-o pe dreapta. Vreau să ridic. Bun, a spus că ați vrea să vă ajutăm. Cu ce ați dori okay, să vă ajutăm? Lăsați acolo mașina, lăsați acolo că vine tractorile. Păi da, ce să fac? Un domn mic. Mezinul în familie. Noi suntem toți o familie. Veri, rudeni, da. Un domn mic cu țâțe mari și chel. What? Și cu rugi. Și ruja, dar un pic transexuală. Adică îl dați în urmărire, dispărut de acasă? Nu, mai găsim. Nu-l găsim. Nu, vreau, dacă puteți să verificați dumneavoastră la evidența populației și ne dați numărul. Poți să verifici, aveți un nume? Mădălin. Mădălin, ia verifică colegul, Mădălin. Poate dați numărul telefon, că... Mă schimbă telefonul ieri dimineață. L-ai găsit. A fost. Mădălin și mai cum. Cum îi zice, mă, că după măsa nu știu, după tasul îl știu. Mădălin, cum îi ziceau? Na, acum, Mădălin. Nu știu, domne, că avem aici vreo 200.000 de Mădălin. Dacă știți doar Mădălin, n-am dus. Mă, nu e la blond. Nu e ăla, nu. Nu e așa făcut, ăla e mic și chel. Ce nu puteți verifica Mădălin de la noi din firmă, să căutați în firma Faraonii Trackers? Firmă nu, guvernul. Mamă, și unde să mergem să ne interesăm de numărul lui, ca să nu sunt îmbrăcați că am transpirat deja. Doar unul singur Mădălin? Da, un Mădălin atât. Mai mult Mădălin. Văduva cumva? Nu știu. Eu văd mai mult Mădălin aici. Văduva, Mădălin. Să verific. Și mai e Ionescovici. Îți dai Mădălin, dacă știți mai exact. Nu-l găsiți. Toma Mădălin, da. Toma Mădălin. Toma, mă, mi-am să aminte că Tasso a făcut dragoste cu sora lui cumnată mea. Are ceva, un număr de telefon pe acolo, colegul? 046, dă-i să nu înapoi. Dar trebuie să fie că Iisus, cred că doarme, că i-am dat liber azi. Băi, Mădălinei! Ce dracu nu e să... Păi să stricăm toți o dată, poate să o dăm mai tare. Coboara, mă, Mădălene! Nu, i-am dat liber azi, că azi noaptea a tras tare, am avut câteva curse și... Mădălene, mâncați asățele, coboară. Nu vrea să coboară. Ziua lui să-i facem un cadou. Muncește copilul toată noaptea cu ochii beliți. Păi da, l-așteptăm și e o surpriză pentru el. Eu când v-am spus că e ceva... Uite ce frumos se văd mașinile așa pe bară, corect? Iată-ți. Ce s-a întâmplat aici? Ia uite-l, mă, pe ăsta, mă. Asta-i, mă. Vină, mă, încoace, mă. Ce faci, mă, dormi? Ești arestat. Nu-i mai spuneți de ăsta, domnul miliță, că luați-o. Doamne, chemați medicul. Chemați medicul, uitați acolo la colțul medic. Măi, doamne. Da, nu cred așa. Deci că sunt arestatul reșinat. El nu suportă, că m-a spus că suportă o fire mai timorată. La mai bun, așa. Duceți-l, domnule, la femei să nu se mai emoționeze așa. Mădăline, scoală toată ștecucă. A, dar a zis că îi plac băieții, am înțeles. Bă, mă, dar cu Wilma în pantofi. Mădăline, scoală ștecucă toată. Ia să trăiți. Mă, leșinea de tot. Ți-a pățit doar aleșinat. Ia vedeți că a leșinat. Haide să ne vedeți. S-a speriat. Să face un pic de aer. Mădăline, scoală toată. Bă, chiar o leșinat, adică... Abia mai am eu, mai dau și la altul. Abia mai respir eu tot. Dar eșară, vă dați?
Bine, tu. Hai că se dă. Hai că te-a consultat pe tine. Că babă. Și-a leșinat, bă, fix când i-am zis. Invite și pe ea. Invite și pe ea. Nu știu, dar tu îi faci masaj cardiac? Aoleu, nu medic. A, scuză-mă pe mine, domnișoară. Sunt mai începător, scuză-mă. Nu, dar bine, dar ce faci, tată? Tu ai dormit? Ți-am dat liberați ca să te duci să distrezi. Aoleu, șeful, nu, nu țipa la mine, că am lucrat toată noaptea, a fost schimb de noapte. Aoleu. Bun, și ce-i cu ținută asta pe tine? Păi, m-am trezit, am auzit țipete, Modelin, m-am speriat, nu știu. Păi nu mai sta pe aici, că ți-ai amendă pentru promovare de prostituție, de pentru nu, dar tu te și te duci și spală repede, fondu-te, așteptăm aici, îmbracă-te frumos, că trebuie să mergem la masă. M-am speriat și de asta am ieșit. Hai, fugi. Pune un CDP la băiatul ăla. Mădăline. 95, hai. Da. 95. Ia vedeți. Ia poftim de aici. Nu e nimic organizat, adică eu nu știu să fiu organizată toată treaba asta, sincer să zic eu. Mai ajutăm cu ceva? Nu, no, vă mulțumim. Dar nici nu am cerut ajutorul dumneavoastră, cu ce să ne mai ajutat? Bun, domnilor, n-ați să-l căutăm, să-l păi da, dar nu v-am chemat noi, ați venit dumneavoastră ca să ne ajutați. Am crezut că aici sunt ceva probleme, bătaie. Nu sunt probleme. Bun, s-a trăit. Vă vedeți aspectul nostru, că nu suntem niște boschetari, totuși. Am văzut șeful, foarte frumos, elegant și vizitat. Aia zic. Doar cu parcările astea, cu staționările. Mai învățăm pe parcurs, mai ne obișnim. Deci cel mai frumos, așa, uitați, rămâne frumos, trotuarul liber, parcă, ia uite, frumos aici acum. De ce efectiv îmi vine să duc cu rolul pe ăsta? Am avut 5 ore numai așa ca filmare, jur. Deci dacă rol pe ăsta să fie două ore cât filmare. Care aveți, ceva mărunt, mă, cineva să dă domnul oficiat? A, e modă, nu? Face închete. A, scuzați-mă. Șosețele. Șeful, haide să spun o chestie. Ia spune. Am bătut-o pe aia, dar să mă audă colegii, că mă bagă la poștrești. Bătut-o pe aia că am turnat-o cu un mesaj în telefon și a fugit la măsa și n-are cine să-mi spele. A, deci nu e moda anilor... Nu e moda, că eu... Am înțeles. Gata, șeful. Gata, a venit. Uite că a venit. Gata, dacă... Nu vrem să vă mai reținem, că dacă sunteți în timpul serviciului... Doamne ajută. Haide, tată, Mădăline, mi-ai scos perii albea, tată. Era să ne luăm și amendă din cauza ta. Urcă mașina la mine ca să nu te mai pierd odată, că nici un număr telefon ai lăsat la băieți. Vezi că e ultima mașină, hai să mergem. Na, acum hai să vă pun imerția de sola. Hai că îl mai găsesc dacă e. Dacă e închisă. Na. E bună fază. Da, mă, că nu mai vedeam, nu știam unde-i parca mașina. Te și am uitat. Ce m-am împiedicat de asta, aaa. Ah. Bă, ce mi-ai pus, bre, pe adică? Eu pe zi, eram pe jos. Mam, ce faci asta? Începe să clacționeze băieții. Da, dar stați să vină și moșul. Păi, pe ăsta de spate, acum, mai greu cu noi, ce vrei. Încetată. Cerea să lovească. Aici în spate? Dar mi-a zis cineva pe live că aici în spate un mic restaurant sau nu știu nici cât am înțeles. Dar nu știu unde. Ori e asta. Care e aici. Și cred că fix ăla-i. Din câte văd.
Da. Hai frate, parcați oriunde pe aici. Toată reflecă centrală, mă. Perfect. Dai seama. Hai, jos. Deci un episod dus pentru un, pentru o oră. Mama, hai că nu suntem mulți. Băieții, toată lumea să știți ce vreți, beți, mâncați, doar dedicațiile la DJ, dacă e unul, dacă nu, să împăcăm unul. Dedicațiile se puteți separat. Vă împăcați la preț, nu știu cât costă o melodie. Face închetă. Toată masa va fi plătită din, din firmă, tati. Toată lumea poate să consume ce doresc. Bun, mă. Deci dacă există și pe aici scripturi gen să te pui la masă să mănânci sau așa mai departe, gen treaba asta, e super. Ia-le pe ăla. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Am o rezervare pe, pe numele Vișinescu Găbulescu. Ne-a cam un da, mulțit, da, ok. Mulțumesc. Aaa, că nu stăm aici, fii atent, mergem jos. Bă, bine pe mapping, adică chiar arată super. Și mai mergem încă, deci nu pot să cred. Aaa, pe de-aia zic cu DJ cu de-asta, nu pot să cred, deci fii atent. Ok. Și acum? Da, deci mesele sunt toate ale noastre, sunt văd că foarte frumos aranjate, meza în plasă e făcut. A, ce vin ați turnat în pahare aici? De ce vine să? De Bordeaux? Nu știu, nu mă pricep. A, am înțeles. Dar dumneavoastră ce sunteți? Ce nu sunteți bucătar sau ospătar? Sunt ambele. Am înțeles. Și nu vă pricepeți ce bine mi-ați turnat în pahar? Ai demisec. Bine, nu, că nu e, nu, eu am pus vinul, a pus... Ah, am înțeles, păi da, asta nu mi-a lăsat. Hai să bine! Bun, dar seara asta DJ-ul nu are program aici? În restaurant? Nu sunt sigur. Stai și unde? Găsim un DJ și noi să ne punem și noi niște muzică? Bineînțeles, contractul să plătim. Da, stați așa, că dau un telefon și se rezolvă, nu e nicio problemă. Auzi. Stai așa, o să mă duc până în spate. Până atunci luați un loc și o să vin să vă iau comandă. O, lăsați că stăm în picioare, o să stăm toți aici. Da, în regulă. Nu mă ocupă loc aici. Aer. Da, mă, da. Haideți toți în jurul mesei aici, stăm cu toți aici la masă. Reina, pune-te aici lângă mine aici. Uite, bă, că e ca unul fete, uite, urși pe mine, uite, la asta, mă, tu. Ușor că dăm scaunul. Normal ar fi fain să repunem aici. Bun, spuneți-mi cu ce să vă servesc. Ce să vă aduc, v-am pus acolo. Hai să ne aduci. Eu zic prima dată să ne deschid o șampanie, pentru că acum e în premieră, vrem să spunem vizinului familiei noastre, Mădălin. Deci după ce când am anunțat, nu s-o opresc. Nu știe de ce ne-am adunat aici. Află el acum. E ziua lui și să ciocnim un pahar în cinstea mezinul unei familii. Puneți-mi că te-ai un păruț de șampanie, ok? Pentru început. Bine. La mulți ani! Emoturi, obiecte, backpack. Stai să vă pun, de-ar fi whisky. Perfect. Un par de vin, o zis. Gata, nu mai merge muzica? S-a dus. A stricat. S-a terminat caseta. Să-ntrăiască, mulți să-ntrăiască, la mulți ani. Faraonii să trăiască, ia uzi, ia uzi. Deci care e mutul ăla pentru aplauda, știi? Ia mă. Opa, opa, ia uzi, ia uzi. Opa, opa. Na, nu, nu, nu. Oh my god.
Un pic cam încet, un pic cam încet, dar e perfect. Ăla din poze de acolo la trezor e moduțul când ăla stat. Mulți ani, la mulți ani fericiți, faraonii să trăiți. Șampania. Serios? Șampania, șampania cu că ar fi șampania. DJ, puțin mai tare muzica dacă se poate. Să nu ne stropiți. Să nu dați cu jet. La mulți ani, la mulți ani. La mulți ani, Mădăline, să trăiești. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc tuturor. Bun, și acum DJ comandă la mine. Să nu simt cum anii trec, beau într-una și petrec. Toată familia Vișineștilor împreună cu micuțul, cu mezinul familiei. Asta e că urmează asta. E bună și asta, e bună și asta. Mădăline, ai ceva preferințe muzicale? Facem un dans? Ce doriți? Haideți toată lumea pe scenă, haideți toată lumea pe scenă aici la televizor frumos. Aia zic. La mulți ani, Mădăline. Mulțumesc, mulțumesc. Mam, nu cred. Fii atent, Mădăline, fii atent. Uite la mine. Deci cred că e prima dată când ascult piesa asta. Okay, dance sales. Hai, Mariana. La mulți ani, Mădăline! La mulți ani, Mădăline! Mulțumesc, mulțumesc, băieți! Chiar! Sunt singurul care zice, adică... Mamă, ce păi... Familia Vișineștilor îți spune la mulți ani, Mădăline, să trăiești! Pasă gât! De ce ești supărat? Astăzi ești... Ia-o-ți, Mădăline, de ce ești supărat? Da, frate, încă o dată la mulți ani. Dacă tu să doar acest episod. Și ce vreau să zic, chiar mă bucur că am ajuns aici pe server. O să cotul foarte mult, e foarte distractiv. Vă aștept și pe voi pe server. Dacă v-am lăsat, nu uitați să-mi plătăm direct subscribe și ne întâlnim data viitoare. Pa, pa!